Bună ziua toată mea, eu sunt Octavian Nica. Astăzi o să vă prezint din nou din seria Rudose 40, numărul 21. Îmi pare foarte rău că n-am să postez, nu sincer, îmi pare rău, dar n-am mai avut timp. Mie nu știu cum să zic. O să începem o serie nouă ca să mă numi Pokémon. Forță să vă arăt numele de la 0 la 9, o seria 1. Da, și o să mai încep o miniserie într-un fel mașină de neuitat. Două numere, o să vă arăt, Dacia și Aro. Dar până atunci, hai să trecem la numărul 21. În acest număr, scuzați-mi ce n-am pământ din greșeală. În acest moment să luăm barea de direcție. Mie chiar se pare foarte ceva foarte interesant. Deci imaginați-vă cum ar veni volanul. Cei care se uită la mine acum și au o Dacia ca macheta. Macheta asta Dacia 1300. Știți că a fost macheta aia mare înainte de Aro. Știți despre ce machetă vorbesc. Nu aia de la mașină de neuitat, dar asta. Cine au macheta știe cum e vorba cu volanul. Dar imaginați-vă cât de fain va fi cu volanul. Fiindcă, să-mi spună cineva în comentarii dacă știe ce cu aceste două găurele. Ce, vine ceva în fel de, nu știu, ajutați-mă și pe mine că nu știu. Aici vine într-un fel un fir, ceva, o bară pentru aerisire, nu știu, zic și eu. Așa, să mă bat de direcție, foarte frumos. Ia stai, să fac un mic test, stai. Uitați-vă, concentra la roată. Nu asta. Nu tu bar ce să-i. Așa, și aici la partea asta aici. Da, s-a mișcat, în fine. Hai să dăm și o mică părere despre revistă. Revista arată fain, bine, dar pe bune, mangea chiar și bine. Mie fiindcă o poză, da? În fine, editată. Editată. Da. Despre interiorul mai modern aici, știu că e. Hai citim și puțin ca să vedeți și voi, cei care n-aveți revista, măcar să vă dau și eu puțin din revista mea ca să împărtășiți noi părerile. Aro a adus până pe lângă un design exterior modern și un interior la nivelul anilor 70 și unul foarte apreciat de clienți. Deci aici vorba despre interiorul mai bun, într-un fel. Debutul Land Rover, evoluția de legendă, apariția luxului, cu apariția luxului, da. Pe partea asta de aici, unde scrie asamblarea sistemului de direcție, faza 21, fiindcă, fiecare număr e notat. Am uitat să zic că fiecare număr e notat, adică numărul 22 va ieși faza 22, până când nu o să ajungem să terminăm macheta. Până acum doar așa arată faza 21, fain. În această parte găsiți, într-un fel, un link, un link special pentru a vedea cum se asamblează macheta, în caz că nu înțelegeți. Și aici se găsesc piese, unde scrie piesele, se găsesc materiale din care sunt făcute aceste piese. Aici urmează asamblarea, mi-a dat puțin bătaie de cap, fiindcă n-am înțeles cum e cu bara. Și până la urmă am demontat partea asta aici de bară, mi-așa am repus-o rău, fiindcă am pus-o altfel, că trebuia să fie așa, gen în față, și am pus-o așa. Și de-aia nu mi-e și mea direcția. Bun, trofeu Andros, cu BC 4-4, mașină englezească aici, nu știu chiar o, da, așa. Și ce scrie, o mică informație, vă pun pauză, puteți să puneți pauză să citiți. Da, bine, puteți să puneți pauză. Cei care nu vă place să știți ce e după, dați la minutul 5, pe bune, dați la minutul 5, dacă nu să știți ce e pe spate, că mai sunt și oameni, fel de fel de oameni. Ama noi care vrem să știm, hai să vă arătăm. Numărul 22 profil, dar știți ce am observat eu la Dacia, la revistă, arăta cum era macheta asamblată, da, în fine. Așa găsim chestiile astea, puteți spune pauză, vedeți?
Ah, ok, gata, am început. Acum suntem la minutul 5 și e foarte interesant că ce am văzut noi și cam atât a fost, nu știu ce mai am să vă zic. Decât că aici e cutia mea specială unde îmi pun machetare. Ah, da, și informația să vedeți 360 într-un fel. Nu, chiar e ciudat. Ce greu e. Și dacă vă întrebați unde e o chestie de asta, deci ea că știți că-s două. Una e undeva, în cutia asta e, se pare. Da, e în cutia asta. Ce mai nervează cutia asta? E în cutia asta, dar nu, undeva pe într-o cutie e chestia asta. Că din greșeală într-o zi mi-am... A, uitați aici, uitați aici. Că din greșeală într-o zi am zis chestia asta și era blocată chestia aia înăuntru. Mi-a dat multă bătăie de cap, dar am uitat. Și asta a fost, nu știu ce mi-am să vă zic, dar atât am să vă zic. A, da, și astăzi o să mai postez încă vreo 3, 2, 3 episoade, pentru că vreau să recuperez din ce am pierdut acum, dacă v-am atat cumva așa, nu știu. A, da, și a fost ziua mea și chiar am multe cadouri ca să prezent, pe care să prezint, bine, nu vă prezint cadourile. A, da, și o să vă mai prezint câteva construcții pe care le-am făcut eu, în general. Nu știu, în descriere găsiți destul de multe informații. Găsiți cam ce am vrut să spun în videoclipul ăsta. Dar atât a fost cu episodul și ne revedem data viitoare. Salutare!